Yo! 3,6 km în 20 de minute, da? Puțin respect. Zic și eu. E sâmbătă și alerg. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. E bine, de data asta am luat o minge și am luat niște bezele și am de gând să fac mingea făcută din bezele. Da, băieți, ia uitați. Aici, da? Niște bezele sau marshmallows. Cred că știți ce sunt marshmallows. Chestiile acestea. Ideea este următoarea, da? Am aceste bezele și trebuie să le lipesc pe mingea aceasta. Vedeți cum am lipit chestiile astea? După ce le vom lipi, vom vedea ce va ieși și vom merge pe afară cu mingea să vedem ce și cum, cum va arăta. Oricum, nu uitați, dacă mai vreți să fac experimente cu fotbal, mă gândesc să fac și alte lucruri mișto legate de, nu numai de mingi de fotbal, dar și de fotbal în sine. Niște experimente, da? Să-mi spuneți dacă vreți. Dați și voi un like acolo, să strângem cât mai multe, pentru că știu că se poate. Și pe lângă asta, dați-mi și un follow pe Instagram, aveți în descriere Instagramul meu, Regen The Real. Follow acolo, like și hai să începem. Eu voi încinge bezelele pentru a le lipi de minge. Asta este procedeul. Bezelele se vor lipi atunci când eu le voi încinge, deoarece zahărul de pe bezele e foarte lipicios și astfel bezeaua se va lipi de minge. A durat ceva, opa. E greu de lucrat cu chestia asta pentru că sunt foarte lipicioase, pur și simplu, aceste bezele. Mamă, cum sare, boss! Pare destul de săltăreață, dar cred că vor fi amortizate căzăturile mincii. Bun, asta e mingea, da? Hai să vedem cum sare. Vedeți? E destul de mare. Mamă! Wow! Da, că e grea și e moale, foarte moale. Se nebunește bine. Oh, e foarte ciudat, vedeți cum se mișcă mingea? Ideea e că a mușcat câinele din minge, vedeți? Stare destul de bine. Ia să încerc o schemă. Față de mingea cu ursuleții Haribo, dacă ați văzut videoclipul, asta e mai ușoară și mai moale, aia era mai grea și era mai greu să o folosești. Ce se întâmplă dacă dau tare de tot cu mingea? Acum are cureți. O fac praf acum în momentul ăsta pentru că se murdărește și ia uitați, vezi? Zici că are riduri. Uite, aici am un capinele. Ia, e o pisică aici, da? Ia, să vedem. S-a speriat de mingea asta bătrână. Nu știu ce se întâmplă dacă îți dau un șut cât de tare pot în... De fapt, nu chiar cât de tare pot, dar destul de tare în gard, da? În gard de beton. Asta adică, vedeți? Se lipește de asfalt, cred, și de asta se stopează, vezi? Până oricum am distrus mingea. It is Ronaldo! Bun, aici am uitat microfonul închis, dar aveam de gând să dăm lemnele acelea pentru a da foc mingii, da, cum ați auzit. Urmează să fie ceva interesant, oricum. O să ia foc mingea noastră minunată. Ce se aude garda? Hai că o să ia foc. Ce frumos. A luat foc ca lumea. Ok, mamă, deci vedeți cum se topește? Efectiv, e zahăr ars.
Bun, deci vedeți, am pus mai multe ziare pe aici ca să ia mingea foc a lumea. Vrem să o vedem în flăcări la maxim. Avem chibriturile, nu e reclamă la Penny. Acum trebuie să înceapă focul. Începe. O distrugem cum trebuie. Iau. Mamă. Mamă, ce efect mișto. Băi, uite așa, așa se termină un video cum trebuie. Adică faci mingea, o testezi și o distrugi. Mă gândeam, nici că faci în grătar. Faci în grătar cu mingea. Hai că iar s-a aproape în totalitate. Cam acesta a fost episodul în care am făcut această minge din bezele. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să fac și alte experimente cu fotbal, v-am mai spus, doar să lăsați în secțiunea de comentarii. Să-mi spuneți dacă vă doriți și un tricou din acesta cu Become a Regent, pentru că o să le scot și la vânzare în curând. Dați acolo un like, vedeți cum a ajuns mingea. Am sacrificat o minge și niște bezele pentru video ăsta, dar cred că a meritat, pentru că a fost destul de interesant pentru voi. Cred că a fost. Ne vedem data viitoare.